reprezentantul țării noastre va ocupa colțul albastru, în timp ce adversarul său, Madian Ahmed, va fi în colțul roșu. Trebuie să spunem că Nistor este făcut să fie campion, este un adevărat munte de om și un sportiv cu performanțe notabile. Nici egipteanul nu este un adversar de dat la o parte. Primit cu ropote de aplauze Mihai Nistor. Am ajuns la categoria super grea, vor fi super pumni, cu siguranță va fi un super meci aici la Pavilionul Expozițional Constanța, la ediția cu numărul 38 a Centurii de Aur, Nicolae Elinca. Se îndreaptă către centrul ringului cei doi sportivi. Ce zici, Ciprian, mai vedem un knockout, cel puțin tehnic? E posibil, există toate premisele. La câtă forță vor putea dezvolta cei doi? Totuși n-au început atât de promițător cu un clinch. Un croșeu ratat de Nistor. Cred că i-a atins ficatul egipteanului până la urmă. Se aude și galeria României. Opa, iată, iată. S-a ridicat repede egipteanul. O directă de dreapta care i-a îngenunchiat, i-a înmuiat genunchii egipteanului. Iată-l pe Nistor, cât de agresiv se duce. A prins curaj după această lovitură, încă o lovitură. Nistor a început entuziasmat de repriză pentru el și a trimis adversarul la podea cu o directă și vrea să repete performanța. N-are gând să stea 9 minute întregi. A încasat și el una acum. Încasează și Nistor. Controlează însă în continuare partida. Egiptanul totuși nu pare să-i fi prins frica. E obișnuit cu pumnii. Iată încă o directă de stânga de această dată. Încă o dată numărat egipteanul. Da, se complică lucrurile pentru jucătorul, pentru sportivul nord-african. Însă, într-o fracțiune de secundă se poate schimba tot. Trei directe consecutive a lui Nistor, fără forță, însă cu siguranță agasante și care pun puncte pe foaie, pentru că cel mai mult se câștigă la puncte, așa e. Nistor își înghesuie adversarul în colț. Puteți auzi și dumneavoastră încurajările și indicațiile transmise din public lui Nistor. Foarte bine, Nistor. Încă o dată numărat egipteanul. Și Nistor încă primește indicații de la Marian Simion, antrenorul lotului național. Penalizat pentru lovitură sub centură. Penalizat sportivul nostru și va căuta să puncteze cât mai mult pentru a scăpa de acea penalizare sau chiar să câștige prin knockout. Da, o primă rundă foarte, foarte bună între Mihai Nistor și Madian Isa Ahmed. A reușit să-l trimită la podea sportivul român pe egiptean. A fost numărat de trei ori egipteanul. Destul de dificil pentru el. Însă și sportivul nostru a primit o penalizare pentru lovitură sub centură. Așa că are nevoie de puncte. Nistor are nevoie de puncte pentru a regla acel deficit. Ați putut vedea mai devreme reluarea loviturii care l-a îngenunchiat pe adversarul lui Nistor.
Aici încă o lovitură care lovește din plin în ficatul egipteanului. Și a început a doua repriză. Sperăm noi una la fel de spectaculoasă ca și prima. Oh. Foarte bine, Nistor. Nistor nu mai pare dispus la tatonări, la schimburi de amabilități cu egiptean, dar iată revenirea. Nici egipteanul nu e tocmai amabil. Asta vreau să spun, Nistor mai are nevoie de cam de 2 cm, se apropie de egiptean și are nevoie să fie atent și la gardă, pentru că dacă uită de gardă, ar putea avea probleme mari. Încă o dată este atras atenția egipteanului pentru jocul din ring pe care îl practică. Nistor nu mai așteaptă să se retragă în colțul său, se aruncă direct în atac. Foarte dornic de victorie românul. Oh, ce schimb! I-a mai prins o lovitură egipteanului. N-am văzut această lovitură. S-ar putea să... Ceva s-a întâmplat acolo. Cert este că este încă o dată numărat. Sunt foarte curios dacă a existat această lovitură, știind că Nistor este deja avertizat. Da, și încă o dată penalizată Nistor pentru lovitură sub centură. Poate vom reuși să vedem o reluare dacă avem din acel unghi. Sunt foarte curios dacă a existat lovitura în primul rând. Cert este că până acum nu ne-am mai confruntat cu situații de acest gen. Da, 2 penalizări pentru lovituri sub centură, mai ales în aceeași repriză. Iată o stângă, încă una, care amândouă s-au înfipt în ficatul egipteanului. Oh, un croșeu de dreapta acum și o directă de stânga. Foarte bine, Nistor. Nistor a... reușește și un croșeu. Cred că egipteanul nu mai are viață lungă. Își dorește să treacă mai repede cele 10 secunde. Vrea să ajungă cât mai repede în colțul său. Da, Nistor. Iată o replică în schimb din partea acestuia. Fără vlagă, Nistor domină copios această întâlnire și ar fi păcat să piardă în baza celor 2 penalizări. Egipteanul în mare dificultate. Da, Mihai Nistor și Madianis Ahmed. Un meci frumos la categoria super grea, controlat până acum de românul nostru. Iată ce schimburi de lovituri au fost, adevărate barosuri mâinile celor doi. Ei, am revăzut acum momentul celei de 2 penalizări. Eu în continuare nu am observat lovitura sub centură. Într-un sport dominat de fair play, tind să cred totuși că nu am observat eu și nu că ar încerca Madianis Ahmed să câștige întâlnirea pe căi necurate. Probabil că m-a înșelat privirea, poate dumneavoastră ați văzut mai bine pe micile ecrane. Revenim cu runda a treia. Nistor pornește la fel de hotărât. Vrea să demonstreze românul că are timp să-l facă knockout pe egiptean, însă, cum spuneam, nu trebuie să uite de gardă, pentru că oricând poate veni o lovitură. Bine plasată a egipteanului. Așa cum se întâmplă acum.
Ahmed nu renunță nici el la luptă și a revenit după loviturile puternice primite de la Nistor. Reușește și el să trimită o directă. Liniștiți cei doi sportivi. Și penalizare și pentru egiptean, primită cu aplauze de către publicul de la pavilionul expozițional Constanța. Croșeu de dreapta și de stânga, încă un croșeu foarte bun, Nistor, foarte bine. Este încurajat să lovească mai mult cu mâna stângă, acolo unde are dificultăți pe defensivă egipteanul Ahmed. Să nu devină previzibil Nistor, însă lovește cu sete și lovește foarte bine, punctează în primul rând, acest lucru este cel mai important. Nistor, extraordinar, extraordinar Mihai Nistor, a încasat și el acolo un croșeu de dreapta, însă face un meci mare românul. Lovește foarte bine, plasează foarte bine loviturile Nistor, căuta ficatul lui Ahmed acolo. Lovituri la corp, urmate lovituri la figură. Încă un croșeu de dreapta, încă o lovitură la corp. Publicul constanțean este în extaz pentru Nistor. Nu se mai poate apăra Ahmed, deja dă după muște, dacă mi-este permis. Năucit de aceste serii ale lui Mihai Nistor. Un meci extraordinar aici, la centura de aur, doamnelor și domnilor. Madianis Ahmed Mihai Nistor, prima semifinală de la categoria super grea, plus 91 de kilograme. Nistor, o directă de stânga extraordinară, urmată de un croșeu de stânga. Poate că ar trebui să utilizeze mai mult stânga. Nistor reușește și lovitura de dreapta, stânga la corp. Fentă bună. Este lovit și Nistor acum, a uitat de gardă Nistor, încasează și el. Se joacă, se luptă cu garda jos. Niciunul dintre cei doi combatanți nu mai este atent pe faza defensivă. Spectacol, spectacol garantat aici și se încheie întâlnirea. Prima semifinală de la categoria super grea, Madianis Ahmed Mihai Nistor. Revedem acum cele mai importante momente din această a treia repriză. În mod normal, Mihai Nistor, chiar și cu două avertismente, două penalizări, ar trebui să fie declarat învingător. Și egipteanul a fost penalizat odată. Am văzut aici prima lovitură bună a lui Ahmed. Să ascultăm decizia arbitrilor. Victorie pentru Mihai Nistor, așa cum ne așteptam, un meci mare făcut de român, care a lansat bombe de la început și până la sfârșitul meciului, l-a distrus practic în ring pe egiptean. Nu știu cum a făcut, de a rămas în picioare până la final egipteanul. Poate doar dorința de a ajunge în finală l-a ținut acolo, însă Mihai Nistor câștigă fără probleme și avem primul finalist la categoria super grea. Ne pregătim pentru ultimul